Spitalul este într-o continuă transformare. Se poate și mai bine, dar eu vă spun că în momentul când s-a scos postul la concurs, s-a prezentat doar doamna Adelia Râșdoveanu. Acești medici care întotdeauna și pe acum 20 de ani erau total nemulțumiți. Sunt medici care, v-am spus și sunt dovezi clare, care de la începutul anului până în prezent n-au făcut decât 3 internări și 3 externări. 3 internări și 3 externări și au luat o leafă de 120 de milioane pe lună. Productivitatea muncii la ei este foarte scăzută. Eu nu știu, adică știu la cine faceți referire, dar cel care a făcut afirmația asta și la care făceam eu referire este doctorul Georgescu, Tatian Georgescu. Deci la nu știu dacă dânsul a avut tot doar la el 3 fac internări. Și eu referire. Tot la el fac și eu referire. El a avut doar 3 internări? Vă referiți 3 la modul serios sau 3 care prezentând un număr foarte mic în comparație cu... Este o statistică în care doctorul Georgescu și-a pus o parafă. Da? Păi da, nu știu, asta mă întreb. Internări și 3 externări. Anual sau cum? Lunar? Cum? Nu, începând de la începutul anului până în momentul de față. El este la pediatrie, copii, nu? Habar n-am acest secție. Eu am spus, vreau să văd și eu câte servicii a prestat domnul doctor Georgescu, începând de la începutul anului și până... Deci 3... Și dacă a prestat acest gen de servicii, doar atâtea vă servicii, fac eu la... vi se pare că n-are dreptul să-și dea cu părerea? Sau ba nu, să-și dea cu părerea, dar decât să fie un lider sindicat, că el e de 20 de ani lider de sindicat și tot spune că conducerea spitalului e proastă, că spitalul e nenorocit și așa mai departe. Dar și-a o leafă, din contractul cu casa.